Now let's say hello and Merry Christmas to Dragoș Moșunescu. Hey, how are you? Wow! Wow, wow, ce întâmpinare! Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Și voi acolo și tuturor telespectatorilor, ce faceți, dragilor? Long time no see, ca să zic așa, cum zice englezul, adică lung timp și fără mare. Voi voi tot acolo? Bă, noi tot aici, pentru că deși este o insulă, după cum știi, încă mai avem până la 31 decembrie conexiune cu Uniunea Europeană. Drept care, după aia, la revedere, din fericire, pașaportul european mă ajută să circul pe mine. Adică mari schimbări în ceea ce mă privește nu cred că vor fi. În schimb, pentru cei localnici s-ar putea să fie nativi, s-ar putea să aibă o problemă cu plecările până Europa. Tot aici, da. Ce cum faceți sunteți? Voi? Cum vă merge? Păi am auzit uite, că vă merge bine. Ne merge bine, da, desigur. Uite, am pregătit platoul, îl pregătim de sărbătoare. Cum e la voi? V-ați apucat să decorați, ați făcut brăduțul? Oh, da, și orașul este absolut superb împodobit. Păcat că cu distanțarea asta și cu nebunia lumea nu prea iese pe la plimbări, dar foarte puțin. Adică dacă este să vezi Piccadilly Circus sau alte piețe care, cum să spun, erau pur și simplu sufocate de oameni, acum sunt atât de rarefiate, de-abia dacă vezi pe câțiva. La noi în casă încă n-am apucat să facem bradul, pentru că a fost un sfârșit de an destul de busy. Drept care facem brăduțul, cred că în weekendul ăsta. Și îl așteptăm pe moșul cu cadouri. Ai mei sunt destul de mari, dar în continuare sunt absolut înnebunit să vină Moș Crăciun cel original din țara lui Moș Crăciunia, sau cum s-o numi, și să apară la ușă cu cadouri. Vedem dacă anul ăsta mai vine personal sau pune cadourile sub brad, pentru că s-ar putea să fie puțină social distancing și pentru moșul. Corect. Am auzit că doi reni au căzut la pat. Deocamdată nu e boala aia nasoală, nici nu vreau să-i spun numele că o invoc, dar ci că e doar răceală. Moșul a zis că e în categoria de vârstă țintă și atunci ar prefera să vină ori cu mască, ori deloc, doar să lase cadourile și să fugă. Da. Cam ceva de genul ăsta. E mai sigur așa, da? Așa zicem și noi, da. În schimb, dacă ne dă voie partidul și guvernul, o să ne adunăm câțiva, cât om putea, cât o fi voie, să facem o adunare pe striță, pentru că o să am tot felul de oameni, cum e Londra de altfel. O să am niște muzicieni, o să am ceva din comedie, o să am o doamnă autohtonă care este critic de comedie direct. Deci o să avem și un grec de origine, un englez de origine greacă, un englez de origine mauritană, un englez jet-be-jet, o scoțiancă, doi români noi și să vedem dacă... Da, sărbătoriți românește din punct de vedere culinar? Păi sigur că o să le dau peste nas cu niște sărmăluțe, îți dai seama? Da, dar se găsește pe acolo varză acră? Da! Pentru că avem și magazine românești, dar avem și magazine poloneze care aduc efectiv varză murată. Sigur, nu găsim ca la țăranii noștri sau ca la mămica acasă, dar este varză murată pusă de, nu știu, statul român, murată de statul român. Ce poate? Dar foarte bună! Am făcut deja o tură de sărbătoare ca să vedem cum funcționează. Deci faceți sărmăluțe, ce mai faceți? Păi salată beof. Și cred că înlocuim porcul cu un curcan la cuptor, pentru că e mai internațional, ca să fie ceva și din partea lor. Piftie nu știu dacă reușim să facem, că nu prea găsim picioare de porc decât la englezi care merg cam strâmb așa de vedere al mersului și mai greu. Nu le-aș fura picioarele, dar în rest nu am reușit absolut deloc să găsim multe produse de porc, cum ar fi picioare, cum ar fi burtă, de exemplu, să faci o ciorbă sau de burtă. Sau urechiușe, știi cum e. E ca îți dai seama, urechiușe la... Am auzit că ai trecut la catedră. E, da, nu neapărat la catedra de școală. În perioada asta de pauză în ceea ce privește show-urile live... uite, ăsta e un videoclip de-al meu, poate îl și pleiați la un moment dat. Acum îl pleiați, dar e în mute. Predau muzică, predau actorie, sigur mai fac cover și pentru profesori de mate, engleză, fizică, că mă mai pricep și la asta, dar în principal muzică, teorie muzicală, pian, actorie predau
am foarte mulți copii și adulți, pentru că aici adulții vin foarte, foarte mult să, să se exhibe după muncă, să poată să se și joace puțin de a copii. Și asta fac, predau. Chiar acum pun un musical cu niște tineri, un musical scris de mine pentru copii între 12 și 14 ani. Cât avem, iară, din nou, posibilitatea să ne adunăm, că nu prea îți dă voie să te adun foarte des, decât în perioade. Ridică restricțiile, le lasă, ridică restricțiile, le lasă. Da, și cam asta am făcut, dar am și întreținut mușchiul artistic destul de în formă, pentru că am intrat în studio și am făcut două piese, două colinde, pentru care unul îl și aveți, dacă vreți să-l pleiați mai încolo, este o parodie după Santa Claus is Coming to Town, și se referă la Dominic Cummings, care a plecat de aici, probabil că mulți știu din presă, și am zis Dominic Cummings flees town, părăsește orașul, pentru că Cummings-ul lui mi-a sunat foarte mult cu Coming to Town al lui Santa Claus. Atunci parodia devine mult mai ușoară când câteva cuvinte sunt asemănătoare. Da, și deci asta fac. Nu ne lăsăm, sperăm de la 2021 ceva mai bun, vă dați seama. Hai că ai treabă, sincer, adică la câte ne-ai povestit. Păi da, nu, încerc să nu stau. Și chiar ieri am trimis la două radiouri private de aici, din UK, și le-a plăcut foarte mult. Iar astăzi urmează să intru în direct după voi, la ora 11 și jumătate, ora locală, cu un alt, cu un alt radio, unde vom înregistra emisiunea de Crăciun, de la ora 1 până la ora 4, în care vor pleia și ei cele două cântece ale mele. Am două, de fapt, colindul pe care l-ați văzut și este o creație originală, tot de Crăciun, tot un cântec fain și perfect. O să, dacă vreți, la un moment dat să-l pleia. În rest, toate bune, sănătoși! Doamne ajută! Sărbători cu bine și să ne revedem sănătoși! Asta vreau să spun, că nu ți-am auzit gurița. Da, păi am lăsat-o pe Popescu, că e mai curioasă. Vrea să vină și ea câteva zile până la Londra. Un curcă engleza, știi, dar rest... Da, dar un curcă engleza. Te pupăm, vă pupăm pe toți. Da, îmi semn și vă aștept cu drag. Numai bine, mulțumim. Pa, pa. Toate bune, te-am pupat, pa, pa.